În această perioadă se fac verificări la cererile de ajutor de minimis depuse de fermierii hunedoreni pentru culturile de tomate și usturoi. Cei care vor fi declarați eligibili pot primi subvenții de la stat între 3.000 și 4.000 de euro pentru hectarul cultivat. Sume la fel de generoase pot primi și fermierii care solicită ajutor prin schemele de minimis pentru culturile de cartofi și struguri de masă. Termenul limită de depunere a acestor cereri la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara fiind vineri 15 iulie. Mai exact, pentru cartofi se dau subvenții de 200 de euro la hectar, iar pentru strugurii de masă 1.200 de euro la hectar. Da, chiar în această perioadă se derulează preluarea cererilor la nivelul Direcției pentru Agricultură Județeană a sprijinului care se oferă cultivatorilor de cartofi de consum. Vorbim de 200 de euro la hectar. Suprafața minimă pentru care se obține acest sprijin este de 3.000 de metri, 30 de ari cultivați cu cartofi și mai există un sprijin pentru cultivatorii de struguri de masă, unde se oferă un sprijin de 1.200 de euro la hectarul cu struguri de masă. Care este perioada de depunere a cererilor? Perioada de depunere la amândouă scheme de sprijin este 15 iulie inclusiv, adică vinerea viitoare. Suma totală pe care statul o acordă fermierilor care au depus cereri de ajutor pe scheme de minimis pentru cartofi și struguri de masă este de 3 milioane de euro pentru fiecare tip de cultură.